Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei berbeci, cu partea a doua a citirii voastre de tarot cu ghidarea angelică pentru toți cei care aveți zodia berbec, ascendentul berbec sau luna în semnul zodiacal al berbecului. Dragii mei, dacă n-ați văzut încă prima parte a citirii voastre de tarot, vă rog, mergeți acum pe canalul meu, căutați acea filmare, căutați acea citire, pentru că altfel nu o să înțelegeți despre ce discutăm aici. Asta e partea a doua, e continuarea. Da? Și acolo, în prima parte, au ieșit niște lucruri dificile, niște mesaje pe care vă recomand să le urmăriți, să le ascultați, că erau acolo niște lucruri importante pentru voi, da? Hai să vedem acum ce trebuie să știe berbecii în acest moment, ca să le fie mai ușor să treacă peste încercările care au apărut în prima jumătate a citirii voastre de tarot. Ce trebuie să știți, dragii mei? Trebuie să știți că pe partea de sănătate lucrurile se vor îmbunătăți. Pe partea de sănătate sunteți ghidați, sunteți ajutați, sunteți protejați. Deci, dacă încercările despre care vă vorbeam prima jumătate a citirii voastre de tarot sunt de ordin medical, da, legate de sănătate a voastră sau a soțului sau a soției, nu vă îngrijorați că lucrurile vor ieși cu bine, se vor rezolva cu bine până la finalul lunii martie, da? O să găsiți tratamentul potrivit, o să găsiți medicul potrivit care vă va ajuta să rezolvați orice problemă e de domeniu medical. Luna martie, în esență, e o lună a miracolelor pentru voi. Și v-am zis asta în prima parte a citirii voastre de tarot, că au ieșit acolo niște cărți extrem de contradictorii. Și asta e pentru că miracolele acestea de care vă spuneam vin doar pentru cei care și sunt încercați. Sunt greu încercați, trec prin aceste greutăți și pe urmă își primesc răsplata divină. Ce e important pentru toți berbeci în luna martie, așa un mesaj suplimentar care nu a apărut în prima jumătate a citirii voastre de tarot, dar care are sens, acum când îl văd în tot acest context, are sens, este să vă mișcați, să încercați să faceți mișcare fizică, fiecare cât de mult puteți, că nu toată lumea e la același nivel de fitness, dar mișcați-vă în fiecare zi, plimbați-vă, mergeți pe jos, faceți plimbări în natură, faceți sport cât de mult puteți în luna martie, vă va ajuta foarte mult. Mișcarea fizică, sportul, vă ajută să vă echilibrați fizic, emoțional, hormonal, mental, din toate punctele de vedere, da? Faceți cât mai multă mișcare, nu stagnați, pentru că dacă stagnați și energia voastră stagnează și pe urmă se adună toată acea încărcătură energetică. Și țineți minte ce cărți nasoale au ieșit acolo în prima jumătate a citirii voastre de tarot, energia aia nu vrei să stagneze în viața ta, vrei să se miște, vrei să o eliberezi în natură cât de repede posibil, da? Hai să vedem acum, dragii mei berbeci, niște mesaje suplimentare pentru voi de la cărțile de tarot. Hai să vedem. Frumos, deocamdată foarte frumos, foarte pozitiv tot ce vedem aici. Hai să vedem, cartea asta vrea să iasă și la baza pachetului 4 de cupe. Ok, eu înțeleg că sunteți nemulțumiți. Pot să înțeleg pentru că țin minte ce cărți ați avut în prima jumătate a citirii de tarot. Dar în egală măsură, hai să nu stăm în energia asta de nemulțumire prea mult, fiindcă uitați aici ce cărți frumoase au ieșit de data aceasta. 8 de bâte, cavaler de monede, rege de monede, 9 de cupe. Da? Odată ce lucrurile încep să se miște, odată ce ați atins punctul ăla cel mai de jos, pe urmă începeți cu foarte mare rapiditate să ieșiți din conul acela de umbră, da? Să ieșiți din nou deasupra valurilor și să respirați. Simțiți dintr-o dată că puteți să respirați. Lucrurile se întâmplă cu foarte mare rapiditate în viața voastră aici în luna martie. Lucrurile se schimbă foarte rapid și asta am văzut și în prima parte a citirii de tarot, că erau energii contradictorii, da? Erau lucruri care se contraziceau acolo. Și se contraziceau tocmai fiindcă nu era așa un fir narativ foarte lin. Era așa suișuri coborâșuri. Cam așa mi-arăta pentru voi luna martie. Ei,
dacă pot să vă dau o veste bună, foarte bună chiar, este că cel mai probabil pentru majoritatea celor care văd această citire de tarot, momentul ăla greu, momentul ăla de turn, momentul ăla de șapte de săbii care a apărut în prima parte a citirii voastre de tarot a trecut deja. La momentul la care vedeți această etalare, momentul ăla a trecut și sunteți deja pe panta ascendentă. Sunteți deja pe zona cealaltă de hai să revenim la sentimente mai bune. Da? Și văd că lucrurile aici se rezolvă. Se rezolvă și pe partea financiară, se rezolvă și pe partea amoroasă. Dar voi toți sunteți oarecum nemulțumiți pentru că dacă nu se întâmpla chestia aia negativă care s-a întâmplat în viața voastră, lucrurile puteau să iasă mult mai bine. Sunteți nemulțumiți și fiindcă nu dormiți suficient de mult, nu vă odihniți suficient de mult. Sunteți nemulțumiți fiindcă lucrurile n-au fost foarte line, dar n-au decurs liniar, ați avut suișurile astea și coborâșurile la care nu vă așteptați. Voi ați avut clar o imagine, ați idealizat cumva imaginea asta asupra țelurilor și obiectivelor voastre și acum trebuie să reflectați foarte atent asupra voastră, asupra greșelilor pe care voi le-ați făcut, dacă țineți minte, v-am zis, aici tot ce se întâmplă negativ e fiindcă voi ați făcut niște greșeli, fie ați acționat impulsiv, fie n-ați gândit lucrurile bine până la capăt, ceva, ați avut prea multă încredere în oameni, da? Ceva s-a întâmplat acolo și na, asta era o lecție pe care trebuia să o învățați ca a doua oară să nu o mai repetați. Și voi acum sunteți nemulțumiți că cu voi înși vă sunteți nemulțumiți de voi înși. V-ați ajuns în punctul acela în care sunteți supărați pe voi înși vă cum de am fost atât de fraier să mă las păcălit. Cum de am fost atât de proastă și n-am văzut semnele. Cum de am făcut asemenea greșeală. Atitudinea asta de cum de am făcut asemenea greșeală nu va duce nimic pozitiv. Învățați din greșeală, lăsați greșeala în urmă și uitați-vă către viitor. Cu cât mai repede reușiți să vă uitați din nou către viitor, cu atât mai repede se redresează lucrurile în viața voastră, cu atât mai repede deveniți învingători, deveniți câștigători, cu atât mai repede vă atingeți țelurile, obiectivele, dorințele. Dacă stagnați în energia de resentiment, de, n-aș vrea să zic ranchiună, că eu nu văd aici chiar ranchiună, dar văd nepăsare, văd apatie, da, văd chiar și un pic de apatie și văd mai ales nemulțumire, lipsă de gratitudine, lipsa mulțumirii, atunci da, o să fie mai greu să ieșiți din situația asta. Dar pentru voi cred că va fi destul de ușor. Nu văd să fie foarte greu să faceți schimbarea asta mentală, să faceți schimbarea asta de atitudine. Și care e varianta cea mai simplă să vă faceți schimbarea asta de atitudine? E aici. Mișcare. Faceți sport. O să vă dea o nouă perspectivă. În momentul în care faceți mișcare, faceți o plimbare în aer liber, mergeți la sală, jucați un sport de echipă, jucați fotbal, basket, tenis, ce vă place vouă să jucați, nu contează. În momentul în care vă mișcați corpul, se pun în mișcare toate moleculele din corpul vostru, vi se oxigenează creierul mai bine și atunci vedeți ce repede ieșiți din energia asta nasoală. Ieșiți foarte rapid, că n-aveți cum să stați în energia asta când corpul vostru e plin de endorfine, plin de hormon pozitiv, da? N-aveți cum să rămâneți aici. Dacă nu vă mișcați, dacă stați pe loc, dacă stați închiși în casă, dacă stați doar cu ochii în telefon, în tabletă, în calculator, în laptop, în televizor, atunci, da, atunci aici rămâneți până la finalul lunii. Decizia ca de obicei este a voastră. Voi hotărâți ce vreți să faceți. Voi hotărâți în ce direcție vreți să meargă viața voastră de acum înainte. Vă rog, luați decizia cea mai bună pentru voi. Nu o să fie decizia cea mai ușoară, dar o să fie decizia cea mai bună pentru voi. Bine? Vă mulțumesc, dragii mei berbeci, pentru atenție. Vreau să vă anunț că luna viitoare voi o să fiți primii la rând cu citirile de tarot. Până atunci aveți grijă de voi, nu uitați să-mi lăsați un comentariu, să dați un like acestui video, să vă abonați canalului meu, să vă uitați și la celelalte filmări de pe canalul meu. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, ne revedem și în filmările următoare. Pa, pa!